Deputatul Laurențiu Leoreanu a realizat prin alegerea sa ca vicepreședinte național al PNL o nouă ascensiune în cariera politică, aceea de a ajunge unul dintre liderii naționali importanți. Congresul PNL s-a desfășurat sâmbătă și duminică la Romexpo, la care cei 5.000 de membri de partid și Consiliul Național cu 2.000 de delegați din întreaga țară au votat funcțiile de conducere din PNL, vicepreședinți pe domenii, vicepreședinți regional, membri ai biroului politic executiv, membri ai curții de arbitraj, secretar general, trezorier, membri ai comisiei de cenzură a partidului. Deputatul Leoreanu este și coautor al moțiunii lui Ludovic Orban intitulată PNL Forța Dreptei. Într-adevăr, sunt un moment fericit. La a treia victorie într-o săptămână, după victoria PNL-ului și domnului Lucian Micu la primăria municipiului Roman, al cărui președinte de campanie am fost, apoi am fiind în staful de campanie a domnului Ludovic Orban și coautor la moțiunea PNL Forța Dreptei, moțiunea Orban, am reușit să câștigăm împreună cu domnul Ludovic Orban, adică domnia sa să câștige președinția Partidului Național Liberal cu un scor nemai întâlnit până acum, cu peste 78%, iar astăzi, a doua zi, ieri a fost ziua de congres, un congres cu greu, complex, cu 5.000 de participanți. Astăzi a avut loc Consiliul Național al PNL cu aproape 2.000 de participanți. Au fost peste 20 de buletine de vot la vicepreședinți pe domenii, vicepreședinți regionali, membri ai biroului executiv, membri ai curții de arbitraj, secretar general, trezorier, președința celor două curți și comisia de cenzori. Deci un consiliu greu. Laurențiu Leoreanu a fost ales ca vicepreședinte pe domeniul administrației, siguranță națională, ordine publică, fonduri europene și dezvoltare regională, având de 3 ori mai multe voturi decât principalul său contracandidat, fostul primar de Caransebeș. Am candidat la funcția de vicepreședinte pe domeniul administrației, siguranța cetățeanului, ordine publică, fonduri europene și dezvoltare regională. A fost zona în care au candidat, am avut cei mai mulți contracandidați, am fost 5 de tot. Bucuria mea este că după ce mi-am prezentat candidatura în fața Consiliului Național în plen, am reușit să obțin de 3 ori mai multe voturi față de următorul meu contracandidat, fostul primar din Caransebeș, domnul Velea, și actual senator. Deputatul romașcan Laurențiu Leoreanu apreciază că noua funcție în care a fost ales, aceea de vicepreședinte național al celui mai important partid de dreapta din politica românească, reprezintă și o responsabilitate enormă, o funcție importantă pe care, după știința sa, nu a mai avut-o până acum niciun liberal nemțean. Laurențiu Leoreanu este încântat de faptul că romașcanii au înțeles atunci când au luat decizia de a pleca în Parlamentul României că este o evoluție importantă în cariera sa profesională, aceea de a trece de la funcția de director de colegiu la cea de consilier local, de primar și apoi la politica înaltă, din care poate aduce servicii importante comunității locale romașcane, căreia îi dedică victoria sa. Este o onoare, dar și o responsabilitate pentru mine, de a obține această funcție de vicepreședinte la nivel național, a Partidului Național Liberal. Nu știu dacă a mai fost deținută în județul Neamț o funcție așa înaltă în biroul național al PNL. Chiar nu știu, nu vreau să greșesc. Dar este o onoare pentru mine și cred că o mândrie și pentru romașcani. Mă bucur și am văzut, am constatat că la alegerile din parțiale, de în urmă cu o săptămână, romașcanii au înțeles mesajul meu, au înțeles că acumulările pe care le-am făcut în ultima vreme în Roman, ca și consilier local, ca și director de colegiu, ca și primar, mi-au creat premisele trecerii la un alt nivel. Și mă bucur că au înțeles și astăzi, iată, ca răsplată le întorc această victorie frumoasă. Este o victorie și a Romanului și a județului Neamț, mai ales ținând cont că din Moldova avem doar 2 vicepreședinți. Avem un vicepreședinte regional pe Nord-Est, domnul Bălan de la Suceava, și vicepreședinte pe un domeniu care e pe toată țara, acest domeniu, dar din zona Moldovei, Laurențiu Dan Leoreanu. Așadar, este un rezultat frumos, onorant, pe care îl dedic romașcanilor mei, tuturor locuitorilor din județul Neamț, din Moldova.
Ludovic Orban a obținut șefia partidului cu 3.518 voturi față de doar 952 cât a reușit să obțină Cristian Bușoi. La alegerile din PNL în Moldova a mai fost obținută o funcție de vicepreședinte regional de către deputatul Ioan Bălan de la Suceava. De asemenea, deputatul romașcan Laurențiu Leoreanu are cele mai mari șanse să ajungă și președinte al organizației județene a PNL în locul ieșeanului Mugur Cosmanciuc, cel care a sprijinit moțiunea Bușoi, candidat care a obținut de 3 ori mai puține voturi decât Ludovic Orban.